Salut, dragilor! Sunt Badașco Sabina și sunt din Republica Moldova, Florești. Sunt aici stabilită de 4 ani alături de soțul meu. În acest timp am 2 copii minunați și am aflat de acest eveniment de la o prietenă cu care împărtășim aceeași misiune, și anume misiunea de a ajuta persoanele să se simtă mai bine, indiferent de vârstă. Vreau să vă zic că sunt încântată de acest eveniment. Mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut oamenii, deschiderea oamenilor, mi-a plăcut tot ce s-a organizat, dansurile, cântecele. Mi-a plăcut însuși și sala și tot aranjamentul. Sunteți deosebiți și vreau cu siguranță să mai treacă așa evenimente, pentru că este foarte tare și dă posibilitatea diasporei noastre să se simtă bine și să găsească între ei puncte comune ca să creăm o comunitate frumoasă și sănătoasă. Bună ziua! Mă numesc Svetlana, sunt din orașul Chișinău și cu mare drag și cu mare plăcere eram foarte bucuroasă când am auzit de evenimentul mărțișor și am invitat și prietena și prietenii, o parte foarte mare de prieteni. M-am simțit aici foarte bine, dansuri, mai ales grupurile de copii. E fantastic când oamenii se ocupă cu copiii și fac niște lucruri foarte frumoase, nu se îndepărtează de casă. Aici e clar lucru, mulți oameni au dorul de casă și se simt cam strânși și cam singuratici, și așa evenimente cât mai mult trebuiesc pentru ca lumea se simte aici bine, să fie voie bună, să fie oameni deschiși. Știți că moldovenii noștri sunt mai deschiși la suflet și mai e ca la o nuntă. Eu aș dori să fie așa eveniment și aș dori să fac parte din organizația aceasta de Asociația Moldovenilor din Marea Britanie, pentru că fac un lucru fantastic. Vă mulțumesc frumos și cât mai multe evenimente! Bună ziua, bună seara, cum vă prinde emisiunea dumneavoastră. Mă numesc Barney Show. La moment mă aflu în Londra, foarte tare de dor de casă și am venit la un eveniment și legat de AMMB și plus mâncare, băutură, că așa suntem noi moldovenii. Să stăm, să bem, să mâncăm. Să mai ascultăm o leagă de muzică. Bună seara, mă scuzați că... Da. Foarte tare ne dor de casă, de aia și venim la evenimentul ăsta. La evenimentul ne-am aflat, permanent ne aflăm în cercul de AMMB. Prietenii mei sunt organizatorii aici și eu, ca de obicei, mă aflu și eu aici cu dânșii. Și vă urez. Noroc și la mulți ani, faci numai bine. O secundă. Dacă mai avem timp, bem și o bargen, dar cred că la emisiunea următoare. O seară bună la toți, sau o zi bună. Cum vă prinde emisiunea noastră? Salut, mă numesc Stelian. Eu mă numesc Veronica și la moment suntem stabiliți în Bristol. Am aflat despre acest eveniment pe rețele de socializare și cu mare drag am decis să facem parte. Am venit să participăm la acest eveniment și să trecem ore calitative alături de oameni frumoși și de a gusta din bucatele tradiționale. Și desigur să-i îndulcim și cu macarons, produs al nostru. Și desigur să facem o horă, ca de obicei. Bună seara, eu mă numesc Mihail. Este foarte interesant să te întâlnești cu grupul și cu naționalii tăi. Mulțumesc foarte mult evenimentului și celor care au organizat acest eveniment, în primul rând pentru tot grupul ce ține de Vatra. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă și plăcută. Ce să zic, mă aflu în Londra, dar m-am simțit ca acasă datorită colectivului și grupului. În primul rând am întețit spiritele, am avut o horă frumoasă și ce să zic, așteptăm cu drag următorul eveniment. Bună ziua sau bună seara, în dependență unde ne aflăm. Mă numesc Sergiu Mâță, sunt băștinaș din Republica Moldova, mai adică din comuna Sărata Galbenă, raionul Cești. Noi suntem din Moldova, suntem o țară care oriunde nu ne-am aflat, mereu vom ține și vom contribui la tradițiile pe care noi le iubim, le păstrăm și sper să fie păstrat în viitorul apropiat.
Ce pot să spun? În Sărata Galbenă, la fel unde sunt eu născut, sunt două meleaguri. Cel care joacă fotbal și cei care joacă și danseanțări, dansuri populare, muzică ușoară. Și sunt foarte bucuros când aflu de așa evenimente, că se petrec în Londra. Mi-a dus și o stare de melancolie față de timpurile când le-am și eu trăiem în sat și plecam așa evenimente de ziua mamei, ziua 8 martie, ziua primăverii. Și sper că acest eveniment în viitor să adune cât mai multă amploare de oameni de diaspora de Republica Moldova, ca să fim uniți într-un final frumos, Moldova! Trebuie să spun așa, că suntem foarte mulți moldoveni, după cum știi, în Marea Britanie. Eu cred că după vreme suntem ca o familie, da? Ne cunoaștem unul pe altul, da? Am verișori, am prieteni. Am reveu să în mijlocul la toată chestia asta. Și din prieteni, postările din Instagram, sunt mai tare mai bazat prieteni, pentru că m-a sunat, am reveu organizat un eveniment foarte interesant din Mărcioră, Marti, din mare plăcere. Și își pot să mai zic, chiar mi-a plăcut. M-am simțit că la mine e Moldova. Mă duc acasă, mă duc la grand orașul în Chișinău, mă duc la oricare concert. Fix aceeași atmosferă, fix aceeași oameni. Acelor vă poate. Și te bucuri foarte mult. Lucrând pentru oameni străini, să vii într-un weekend, să te relaxezi, să stai între oamenii tăi, să simți ca acasă. Toate că problema e că nu putem să plecăm așa de vieți acasă. Dacă venim la evenimentele astea, ne simțim ca acasă. Și m-aș bucura chiar să organizeze cât mai vieți. Pentru că spatele a toată munca aceea grea și cine n-ar spune, tot timpul vrei să te simți, să te relaxezi, să simți pentru oamenii tăi, să simți pentru prietenii tăi, familia ta. Eu pot să spun că organizarea vine foarte, foarte bună. Spune-mi un moment care nu m-am dat, un moment care te-a plăcut. Hora care am dansat pe scenă, când am văzut, a cântat un cântec moldovenesc, am dansat o horă, am știut că sunt pentru mei, amintirile, când ești la o nuntă, la o petrecere, la o cumătrie, și atmosfera asta. Pentru un moment, îți spun sincer, chiar m-am zâmțit că mă aflu la un eveniment în Moldova, la un hram de oraș, la un hram de sat, la un hram de la Ion. Îi recomanda un astfel de eveniment moldovenilor? O, la toți. Chiar mă întorc la camere, spun chiar la toți. Le-aș recomanda să vie, să-și plănuiască timpul pentru 2-3 ore să vie, să-și facă cunoștință. În spatele la tot evenimentul ăsta pot vă spun că este o muncă foarte mare depusă la organizator, mersi mult, la organizatorul MRB, Patra, pentru organizare, dar pentru susținerea lor, dar chiar vă spun, cu cel mai mare drag, veniți, simțiți-vă ca acasă, ascultați o muzică, serviți o bucată moldovnească, serviți un pahar de vin moldovnesc, faceți cunoștință, că la sfârșitul zilei nu mai suntem așa de mulți precum noi credem și ar trebui să fim uniți. Vă rugăm să vă prezentați și să spuneți de unde veniți din Republica Moldova și unde locuiți în Marea Britanie. Eu sunt Ștefan Meșleagă, vin din raionul Călăraș, satul Zoc, în Jolteni. Deci în Anglia locuiesc în Londra deja de câțiva ani buni. Mă numesc Alina Talmazan, sunt din Sărata Galbenă, Picești, locuiesc în Londra de vreo 4 ani deja. Eu am o întrebare mai specială pentru voi. Voi ați fost organizatori acestui eveniment. Care au fost challenge-urile? Care au fost momentele care v-au dat peste cap un pic organizarea? În mare parte, noi avem un pic de experiență deja creând de la evenimentele precedente. Nu știu dacă am avut mari challenge-uri. Da, totuși au fost. Da, chestii micuțe. Cred că dacă să vă gândesc, poate organizarea oamenilor, anume emoțiile astea, dacă
putem aduce oamenii împreună și după cum vedem, oamenii au venit destul de mulți oameni. În spate, de fapt, nu știu ce ne ajută multe emoții, pentru că nu știm ce o să întâmple, nu știm cum o să iasă De ce ar trebui un moldovean stabilit în Odra să vină la astfel de evenimente organizate de AMBB? Eu cred că ar fi fain să vii oameni pentru a cunoaște alți oameni, a împărtăși experiențe, a afla lucruri noi, nu știu, cineva poate să spui undeva să ce lucrează, să facă un fel de referință, poate găsească un job mai ușor și desigur să învățăm tradițiile noastre, să facem voie bună, să participăm la evenimente și să ne simțim ca acasă. Cum credeți, ați reușit cu acest eveniment de astăzi, având în vedere mai ales că voi ați organizat evenimentul legat cumva de Mărțișor, dar în Marea Britanie astăzi se sărbătorește și ziua oamenilor, deci mai mult după sărbătoare. Cum credeți, ați reușit să sărbătoriți oaspeții? Eu cred că noi de fiecare dată reușim să facem asta. La fiecare eveniment, de multe ori, eu doar mă pun într-o parte și mă uit la oameni. Mă văd zâmbetele pe fețele lor, îi văd. Chiar vorbeam mai devreme, mulți oameni mi-au spus că sunt ca acasă. Cumva asta e și scopul nostru, să aducem oamenii într-un mediu cât mai familiar să fie, cât mai cald lor, cât mai liniștit, cât mai aproape de copilării noștri. Sunt sincer, mine am făcut evenimentul ce au fost momente când să mi-au dat lacrimile, pentru că cumva m-au dus acasă, în copilărie, atunci când trăia bunica mea, m-a dus la copilărie în satul natal, am fost foarte frumos, vă fericit pentru astfel de eveniment și vă urez mult succes să organizați mai multe evenimente de genul și să ne întâlnim cu bine în următoarele evenimente. Eu sunt Diana Popșoi, sunt președintă Asociației Vatra. Astăzi am avut un eveniment foarte frumos în colaborare cu AMMB. Eu sunt din Republica Moldova, sunt născută în Ungheni, într-un sat Ungheni. Este foarte frumos să vedem comunitatea adunată împreună pentru a sărbători primăvara, pentru a gusta din bucatele noastre tradiționale și a transmite mai departe cultura și toate lucrurile frumoase ale poporului nostru. Sperăm copiii în viitor să participe și ei la evenimentele astea mai intensiv, să organizeze și ei evenimente și desigur să știe care sunt rădăcinile. Nu a fost simplu să organizăm acest eveniment, dar până la urmă am reușit și suntem nespus de bucuroși pentru această colaborare. Bună ziua tuturor, eu mă numesc Alina. Deci aș vrea să spun că astăzi am participat la un eveniment foarte frumos. Mă bucur foarte mult că, deși noi moldovenii suntem împărțiți în diferite părți ale lumii, cu sufletul suntem aproape, aici unul de altul, și am împărțit diferite tradiții și obiceiuri împreună. Sunt foarte fericit să am așa oameni alături. Mi-aș dori să ne întâlnim mult mai des și să petrecem timp frumos împreună. Felicitări tuturor cu sărbătoarea de 8 martie, deși a trecut, să vă bucurați de această primăvară și să apreciați tot mai mult mamele voastre și să le spuneți în fiecare zi că le iubiți foarte mult. Am alături de mine pe Ana Cioară, coordonatoarea Asociației Moldovenilor de Marea Britanie. Astăzi la Londra a avut loc Mărțișor 2024 și vreau să pun Ana câteva întrebări. Ana, povestește-mi în câteva cuvinte despre această sărbătoare. Da, bună ziua, mă numesc Ana și astăzi am avut Mărțișor și Mărțișorul, evenimentul nostru l-aș descrie ca comunitate, veselie, oameni frumoși, piese minunate și mâncare gustoasă. Vreau să răspund la întrebarea de ce oamenii din Londra sau din Marea Britanie trebuie să frecventeze astfel de evenimente. Pentru că aici ne adunăm ca să sărbătorim evenimentele cu care ne-am obișnuit acasă și care ne este aproape pentru sufletul nostru. Și aici ne bucurăm de dansurile noastre tradiționale, care unde n-ar răsuna muzica, toți se adună și dansează o sârbă, o coră, o coră și ne bucurăm de asta. Tu cum te simți acum, după ce acest eveniment s-a încheiat? Simți că a fost un succes? Da. mă bucur că evenimentul s-a finisat cu succes și am văzut că oamenii s-au bucurat de ceea ce am făcut noi. Și
Noi ne bucurăm, eu adică mă bucur că am o echipă cu care organizăm acest eveniment și suntem pasionați de a organiza evenimente pentru comunitate și de aia ni se primește să facem ceea ce facem frumos și vreau să mulțumesc la toți care au participat la evenimentul nostru și ne-au ajutat fie că cu dans, muzică, poezie, mâncare și multe alte lucruri mărunte care au făcut evenimentul să fie frumos. Eu îți mulțumesc și îți doresc mult succes pe viitor ca să mai organizați astfel de evenimente frumoase la care se adune toți moldovenii din Londra și chiar de mare plăcare. Mersi și vreau să vă spun că pe parcursul anului o să facem mult mai multe evenimente, fie de socializare, fie evenimente culturale, așa că urmăriți-ne pe noi pagina de Facebook Asociația Moldovenilor în Marea Britanie ca să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă și vă așteptăm. Mersi!